cercetătorii britanici așa ar trebui să învețe limba română pentru ca joi seara de la 20:30 să înțeleagă ce văd în serialul Adele. Bun. Nu există nimic mai drăguț pe lume decât actoria. Cel mai rău mă enervează lipsa de respect. Mă simt happy atunci când sunt înconjurat de prieteni. Ce nu te omoară te face mai puternic. Nu înțeleg de ce unii oameni fug de ei înșiși. Dacă aș fi președinte, aș lucra cu niște consilieri competenți. Bun. Într-o lume ideală, oamenii ar fi ideali. Iubesc ploile. Urăsc mincinoși. Eu pot destule. Dimineața ați spus tot. Dimineața. Dimineața. E senină. Bărbații sunt teribili. Da, adevărat. Cel mai mult mă sperie lipsa de încredere în mine. Am învățat că cel mai bun profesor este natura umană. A fost profundă asta. Timpul zboară mult prea repede. Din păcate. Am uitat să să-mi scol copilul de dimineață. Aul, asta nu e. Și-a întârziat la ore de casă. Dacă aș fi femeie, aș face foarte mulți bani. Oh, da. Fericirea are chipul tău. Fericirea are. Succesul este efemer. Prostia nu doare. Clar. Niciodată să nu spui niciodată. Dacă am fi nemuritori cred că ar fi plictisitor. Cel mai mare vis al meu să nu se întâmple nimic rău cu cei apropiați. Și asta a fost și ultima întrebare. Continuă fraza, ultima propoziție. S-a simțit că a fost cu greutate. V-am simțit. Domnul Gheorghiu, vă mulțumesc mult de tot. Cu drag. Și abia aștept să mai trec pe la facultate, mai stăm de vorbă. Te invit din semestrul 2 să vezi cum arată școala. Așa vă face. Până atunci, hai la filmare.